Hai noroc, măi, copii și fete, e pace cartierului Los Santos, care este aici pe Mocira, județul Maramureș. Doamne ajută-vă, sănătate, suntem din nou la GTA cu Cristi Tănase, care pleacă de aici, o venit la fântână că n-a avut unde să borască. Oborât în fântână, dar acum o mânca peștișorul, nu se mai vede. O fost noapte la club, bețăvul dracului și, no, știți cum, măi, o asistentă, o ceva, o mână la mochetă și apoi s-o făcut rău acum, no. Astăzi, dragii moșului, vom merge să furăm, nu, deci facem altfel. Astăzi vom merge în oraș la un suc, dar nu cu mașina. M-ați înțeles? Deci nu cu mașina. Merem cu o sculă mult mai tare care se numește avion cu motor. Deci merem în oraș cu avionul. Suntem atât de șmecheri încât putem merge cu avionul în oraș. Doamne fer să se uite toate gagicile la noi. Așadar, merem pe dorobanți pentru bucureșteni, merem pe eroilor pentru clujeni. Și pentru băimăreni merem în hotvon, cum ar veni, la un suc, la terasă. Ca să facem cât mai ușoară treaba asta, încercăm să furăm un avion ori de acolo în depărtare, vedeți? Vedeți? No, acolo. Dacă nu găsim acolo, merem direct la sursă, no? Da, acum, ia să vedem, ia aici, până vie, o luăm frumos. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, da, mai dulce-i vaginul, vinu. Doamne ferce, ce struguri ies de aici, așa, dărâliți cu picioarele, fain, fain de tot. Hai să coborâm din vie, să vedem o mașină pe aici, bine, mă. Ia-le pe domnul pădurar. Domnul pădurar, cât mai este până încolo? Poftim? Ai zis ceva către mine? Ai zis ceva către mine? No, nino, fii atent, hop. Amu, mai ești tare. Pac un glonț în cur. Ia că s-a ridicat un glonț în coaie. În momițe, pardon. Opa, încă unul ăsta, îl dau la umăr și serus. Hai tă-l lua-s-o în fraie, ridic ăsta. No, să merem. Ce tare zi eu când joc cu Cristi Tănase. Ce tare Cristi Tănase când joacă cu coduri, doamne feri. Nu se dă pe un jeb de cuie ăsta. Nu știu dacă s-o iau sus pe drum pe aici sau să merg pe sub pod. Dar nu mă duc pe ăsta drum, cum ar veni. Hopa, sarmă Cristi Tănase. Au, momițele, lelele. Hai să merem. Băi, așa, m-am asigurat. Întotdeauna ne asigurăm, copii. Hai să vedem cum ajungem acolo. Tare mă tine că acolo nu ne lasă să intrăm fără dreptul, dacă nu plătim dreptul de șmecher. Hopa, țâpă-te pe linoleu, nu mă țâp că nu i-am eu, măi! Și zicem serus că-tă băieții de la Turda. Am glumit, mă, de la Truda, mă. Hopa, serus căprioară, stai că nu-ți fac nimic, am avut căprioară seară cât ca tine. Știi cum? Hai înainte și înapoi, doi pași înainte și doi înapoi, să mă iei un... Ha? Domnul fazan, domnul fazan! Bă, de zic la careva la ăștia că am văzut fazan pe cuvântul meu și eu zic că am fumat ceva. Ia, mlaștină! De parcă să putem murdări mai tare trogloditul ăsta de Cristi Tănase. Hai, bă, Cristi Tănase! Hai să vedem, știi să noți? Am flecmat pe covor, înot acolo. Ha, 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 ha! Dar nici nu trebuie să noți. Stai să vedem, oare un fazan pușcăm? Ia să vedem. O pușcă cu lunetă. Ia să vedem, domnul sniper. Poc! Pac! Te-ai dus, n-o, pe ăsta-am... cu ăsta-am... ăla a scăpat. Du-te, Nils Holgersson! Du-te! Hopa! Ciocopterul aici. Să ne ascundem în tufiș. Facem și un pișu între timp. Să nu ne vadă! Unii nu ne-au văzut. Hai! Iute, Cristi Tănase, iute! Ioi, ce rece apa la termometru! Huuu! Huuu!
Iaaai! Ah, no, așa da. Bă, dar păi pe aici e gard, mă, n-ar fi bine. Cred că trebuie să aplic metoda cu mașina. Da, da, cred că băgăm noi metoda cu mașina. No, pentru aia ne trebuie o mașină, că vățânacii până fac tătătura bazei militare n-au alergat Cristi Tănase atâta în viața lui. Băgăm o cometă. Hai da, asta-i mă și neagră și frumoasă, țucui carburatorul e și injecția pe... Așa, turbodiesel ăsta. Fă niște tătacheuri Cristi Tănase, că atâta știi să faci și pe teren. Mă rog, știai că mai de mult ai fost fotbalist. Ia că era mașina aici și nici n-am știut. Hai mă, că... Trage dieselul care cuplu, beța și pensia. Hai să vedem, încercăm peste... Nu, încercăm rotă, știu eu un loc de unde să sare așa de fain în bază. Doamne feri, ho, 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 bestie! No, fii atent că deja mi-a băgat două stele. Bă, dar ce v-am făcut, mă, copii, mă? Ce v-am zis eu cătă voi, mă? Tu te, mă, militar de aici, dică la mă, dar ce trag ăștia, mă? Gata, am plecat, mă, stai! Mă duc, mă, mă fac că mă duc și vine înapoi, stai liniștit. Ăsta vrea să intre pe mine, fii atent. Mori, mă, Gibol! Mori! No, amui bine? Amui cald afară! Hai da, numai, hai da, spargem orice barieră! Intrăm frumos aici în baza militarișe! Hopa! Bă, dar ce fain ar fi dacă am putea fura un tank, mă! Bevaș, pensia voastră, ce tare ar fi! Nu te, bă, nu trage, mă, ho! Na, 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 na! Ale, ale, ale! Hai da, hai da, da! Power to the maximum! Oh, bă, dar unde e avionul ăla? Că pe aici era pe undeva. Oh, da, stai că știu unde e. Pac, merem pe aici. Oh, 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 nu te lovi de tank că îi bai. Pe aici, luăm dreapta aici, care nu merge nici într-un bal. Așa. Hopa, aici ai o butelie. Bă, dar au dispărut avionul, mă. No, lasă că merem cu elicopterul. Nu, merem cu dibolul ăsta. Iui, 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 cât e ăsta, frătiuc, beța și pensia. Du-te, Cristi Tănase, fușca cum ai dat gol la Dinamo Kiev, mă. Hai da, hai da. Hai cu Antonovul ăsta sau ce beteșugă-i, rupe-l! Rupe-le, fă-și o ticlă, zău lor! Hai da, fecior! Băi, de ce-o ieșit, mă? Cristi Tănase, du-te odată! Mă, la prostii coptilul ăsta, mă, pe cuvânt, mă! Dai înainte, mă! Și încă o dată, băi, flăcă! Iui, cred că mă lovește cu tancul, da, sigur! Serios, nu mai mere avionul ăsta până-i șoha! Nu, mă! Hai! Vedeți ce se întâmplă? Nu-i mai. Știu eu de unde luăm un avion cu care nu tragem, dar merem la aeroport. Na, no, iar ne-o dat aici în Hotvon la, la spital. Servicii plăcute, ca să zicem așa. Vrem să merem la aeroport, dar pentru aia trebuie să chemăm un taxi, că... Repet, nu vă țin aici până... vine până mă duc eu cu mașina, până știți cu unde-i? De aici din Hotvon, e ca cum ai mere până în satul mare, mă. Deci, doamne fer cât ai e bătut aici. Da, mă, bun. No, hai să vină taxiul. Să vină taxiul, să mă ridice la cer. Pac, am vrut să-ți pușc una la jam. Iala, iala, e covenit. Hai încoace, frătiuc. Stai așa, întâi să setăm pe hartă unde vrem să merem. Vrem să merem, domnul. Aici undeva jos, că nici nu mi-e descoperită harta. No, uitați-vă cât aș fi avut de bătut drum până aici. Deci bolunzești. Hai, ziceam că pe aici pe undeva, că ne descurcăm de aici. Așa, bonjour, garçon. Hey, my man, where you going? Salut, salut, ceacanăule. Uite, mă duc în aici. Tu mă te rog la aeroport. Așa. Stai să vedem și cum e. Acum povestesc cu taximetristul. Cum e? Fain, fain, bine, bine, ha-ha, no, bine. Lăsați poveștile, ia-mi banii și lasă-mă în pace. Mersi, boss, te pup, sănătate. O, mă, dar stai că cred că n-am venit bine, bă. Ha, n-am venit bine.
Stați un pic, domnul, să vă fur mașina, mă scuzați. Vă lăsați taxiul aici, curgol, ce să fac? Vă rog să mă scuzați, vă trimit banii pe card. Not ever that soha. Bă, stai să vedem. Deci, aeroportul atunci trebuie să fie aici, undeva. Aha, ceva de genul. No, hai, Cristi Tărase, că să conduci, atâta știi și tu. Oooo, Chiclazău! Ho, mă, că nu m-am uitat pe hartă. În dreapta, aici. Așa, așa, coboară. Coboară în jos, tănase blând. Că blânduc ești tu, săracul de tine. Hopa, un tetacheu în curbă. Nu trage tic, băi. Deci, un putrăgai mașina asta. Putrăgaiul din Ghencea. Putrăgaius Ghencius, e dintr-o specie rară. Hai să vedem. Hop, întoarcem aici pe linie continuă, facem o românească. Bun. Înainte, Cristi Tărase. Nu uite-te, mă. Băi, tu nu te uiți, mai. O ieșit la mine, vezi să vede punctul roșu acolo. El a ieșit la mine, el crede că are șanse cu mine. Cristi Tărase, păi cum dau eu cu tibia și mă arunc pe jos, nu se aruncă nimeni, băi. Dic asta. Hop. Bă, copchile, mă! Bă, copchile, mă! Tare greu-i, mă, să fii și atent la tădia mașină electrică, beșină electrică, pardon. Bă, dar nu cred că la aeroport m-am dus, mă. Bă, pe cuvânt, mă. Nu-i bai. Nu-i bai, că îl găsim noi. Domnul! Alo! Boss! Boss! La aeroport! Coleguțu! Către aeroport! Da, mi-a făcut semn, tot înainte. Cred că nici el nu știe. Nu e aici aeroportul, nici să-l bați de dormeză. Nu e aici. Ce? Ai scos fuck you pe geam? Bă, copchile, bă! Ai scos cumva fuck you la mine? No, hai numai încoace. Hai numai încoace să-ți arate Cristi Tărase cum dă cu cotul. Fii atent. Poc! Poc! Simulare, simulare, cartonaș roșu și un șpiț în vată. Hai, la revedere. Mersi de mașină. Dă-i înainte. Oh, asta mere și mai rău. Bă, nu-i bine, mă. Stai să vedem harta. Oh, păi da, am găsit-o, bă, coptii, mă, în cealaltă parte, mă, bă, de ce nu ziceți, mă? Ei, ia uite, fix aici undeva, vedeți cerculețul ăla? Ai, taxi! Taxi! Nu se poate așa ceva. Ieși afară, Cristi Tănase, dă telefon la taxi, zi să vină să te ducă la aeroport! Că ăla nu te-a dus la aeroport! Sănătate, coleguțul, numai bine! Un taxi pe electrolize, vă rog. Poftim! Bă, bă, de ce ăștia samsar cu taxiuri, mă? Au, abiste el, nu sunt taxiuri disponibile, băi. Bă, da, vă, cine mă crea? Am scamen, uite, mă, pare că am mâncat de pe jos, mă. Ce mincinoși, mă, nu vor, mă, dar nu vor, că știu că vor să le fur avionul. Ah, grea viața în țara asta, pe cuvânt. Și aici la Șomcuta, oamenii sunt buni în general, dar ia, că o trimisă la poliția după mine. Bă, sifonarule, ce bă, te-ai dus să mă pârăși, măi? Ce gușter, mă? Opa, ieșiți pe drum, vă rog. Hai că numai 3 minute facem. Ho, mă, no, în ritmul ăsta facem vreo 10. Du-te, domnule polițist, că nu i-am făcut nimic, pe cuvânt, că el s-o legat de mine. Mi-a arătat fuck you, pe cuvânt. Fuck you cu degetul de la picior mi-a arătat. Hai că scăpăm de ei. Bine, nu scăpăm, că este unul aici. Dar scap eu și de ăsta, mă. Nu crezi tu, mă, că... Bă, dar nu că pe stâlp, mă. Oh, Doamne, de ce, Doamne? De ce? Uite că mi-a reșit pe contrasens. Poftim! Uai, acum m-aș da jos la el, pe cuvânt. Că du-te, măi, lăsați-mă în pace, măi. Că n-am făcut nimic, domnul, să vedeți.
O, trebuie să trecem pe ghișca asta. Tăceți, mă, cu megafonul ăla, că-ți păresc copiii pe drum, mă. Stânga aici. Opa. Pșș. Poc. Aș vă spun, așa de rău mere mașina asta, că nu pot să merg drept pe drum, pe drum cu ea, da. Așa, ne apropiem de aeroport. Tu de aeroport. Tu de aeroport. Hop. Vezi, vezi, altfel mere și mașina când ai scăpat de poliție. Pe aici. Nu pe aici. Ha, nu pe aici, măi. Băi, înapoi. Țurâc. Ia, coleguțu, da, aici a ajuns. Liber la aeroport, colegu. Mersi, Doamne, ajută, drumuri bune. Tăceți, mă, ia, ăsta-i taximetristul care m-a făcut de bani. Și nu m-a dus, luați-l pe el. La ăsta-i pușcăm una numai pătrui, că e coleg cu celălalt. Da, sorry, pe dracu, nu-i niciun sorry. Nu-mi pare rău deloc. Du-te în beceșic. De ce mă pune să întorc aici, mă? Nebună harta asta, mă. Obolozi GPS-ul, pe cuvânt. Aici dreapta. O, ajungem acum. O, iubite aeroport. Nu! O, of, Doamne! Mișcă-te, mă, Dibol! Hai! Așa. Bun. Oare pe unde să merem? Pe aici. S-a blocat o roată pe spate. Nu mai merge. Oare cu ce să intrăm noi în aeroport? E bună motoreta asta? Nu-i bună, că-i nașpa. Să vă dați seama ce logic. De-aia nu-i bună, că-i nașpa. Domnul! Oh, dar nu chiar mașina poliției. Luăm o mașină, dar nu chiar aia. Asta-i nașpa. Du-te, mă, că tot intrăm așa, mă, las. Dai drumul, Cristi Tănase, că furăm avionul, toti. Hai, toti, ia, nici n-are cauciuc pe față, mere, pe jantă, direct, dar când zic pe jantă, efectiv pe jantă, mere. Ia, direct în pereche. Bravo, Cristi Tănase, bravo. Așa, dar nici n-am vrut să fac stunt jump, lăsați-mă pace. Știu eu unde e avionul. Ia la ăsta, dar nu-l luăm pe ăsta. Nu luăm pe ăsta. O, oh, dar unde e celălalt? Ia-l-ai. Pe ăla mai mic îl luăm, că vrem să încăpem între blocuri, cum ar veni. Stai, Cristi Tănase! Hai repede! Hai, uite că vine Potiera, mă, pe tine! O venit deja! Have no fear, the Potiera is here! Haide, haide! Haide! Pornește-mi, peteșug! Păi! O, mă, nu așa, mă. Hai, mă, încoace. Așa. Bine, bine, Cristi. Hai să ne luăm un pic de avânt. Haideți, domnul. Op, 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 op. La revedere, domnul Potieraș. O, la revedere plăcută. Noi ne luăm zborul. Mere la un cafea pe Hot One. Pe Dorobanți, adică. Pă eroilor, pardon. Ați înțeles voi acum. Așa. Stai să scăpăm și de ciocopterul ăla de sub noi, că ăștia tă trag după noi, mă. Deci unde vă credeți voi, mă? Deci ce credeți că aici ferentar, mă? Dică ăștia, mă. Suntem niște oameni pașnici, vrem să mergem la un suc, la un cico, pe Dorobanți. Sau Hot One. Unde vrem noi merem? Vezi, unde sunt alea blocurile alea mai multe. Acolo merem. Aia înseamnă să fii șmecher, să mergi pe centru. Sau, totuși, dacă ne uităm pe hartă, am putea ateriza pe o autostradă direct. Ha? Cum ar fi aia? Cine ar fi ca noi? Păi, dreptul de șmecher să câștigă, băi, nu să cumpără. Cine ar fi ca noi? Opa! Haide, Cristi, haide, Cristi, haide! Oare pe asta să aterizăm? Sau... Ia să ne mai uităm un pic. Nici nu mai bag roțile la loc. Nu, pe aici, pe undeva, pe centru.
aici undeva. Bun, întoarcem Cristi Tănase. Haide. Acum să intre asta. Doamnelor și domnilor, sunt Cristi Tănase, pilotul dumneavoastră. Puneți-vă centurile de bistoșință. Iată o autostradă unde putem ateriza. Dar aterizăm în sens invers, că mereu să întoarcem. Aici unde întoarce Bodiu, aici întoarcem și noi. Ce ziceți voi să facem o întoarcere în looping? Știți? Looping, adică cu lupul. Nu cu lupul, mă. Nu cu lupul din pădure, nici cu lupul rednic. În looping, iată. Facem un loop. Hop, 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 hop. Hai, Cristi Tănase, că poți! Bine, Bulan! Și ne întoarcem frumos. Iată și am revenit pe poza sau poziționau. No, hai, Cristi Tănase, îndreaptă-l de spate. Frumos, elegant. Frumos, elegant, am zis. Frână, ho, băi! No, l-am aterizat. Ha! Și acum, bună ziua, vă lăsăm avionul ăsta aici, ne scuzați. Oare să-l las așa, mă, că s-or spărie ăștia de el, mă. Îl las așa, îl las așa. Nu, că așa îl las. Păi cum, nu mi-a trecut deloc prin cap să arunc o grenadă pe el. Nu, nu. Te salvez, avionule, la revedere și mulțumesc de prietenie. Poc! No, ceva nu-i bine. Dar o la foc, o la foc, uitați-vă. Băi, nu mă călcați, mă. Nu mă călcați. Ce, atât au explodat, nu mă? Na, păi așa nu-i fain. Acum. Da. Na, asta era toată. Bravo, Cristi Tănase. L-a aruncat lucruri în aer, tu ești miezul. Ia pistolul la mână și du-te, că poate vine potiera. Hai să găsim o cafenea pe aici. Ce fain am găsit. Am oprit și eu numai în zonă de... Opa! Ho-ho, ce-o dat cu mecla de tera, bine, Bulan! Viteaz Cristi Tănase ăsta, bă, ce-ați crezut? Hop! Încă o dată. Așa dă el cu capul, vedeți? Centrare la cap. No, e pe asta coborâm frumos. Nu de alta, dar nu mai are numai un pic de viață. Oh, viața mea! Ah, gata, să stați că știu unde merem la un suc. Am găsit. Băieți, haideți la un suc, fac cinste! Fac cinste la toată lumea! Ascunde arma, că a intrat la pistolari. Și iată, am venit la suc. No, oh, nu e ăsta sucul, aici e sucul. Ia să vedem. Cumpărați un suc, Cristi Tănase, că ai destul bani, destui bani de la club. Ia ce puțin bani am, bă, vă dați seama ce săracă-i, mă, 103.000. Deci asta, un rupt în cur din Premier League are atâția bani. Mai bem unul? Mai bem unul, mă! Mai bem unul, beți pensia. Și când plecăm, mai iau unul să ducem și la băieți afară. Hai! Groapă! Bine! Ce, o intrat pe mine? Nu te mă, că te împușc în puță, mă, zic ăsta. Pac și în cur, ia. Poc, poc, poc. Ha! Cum a avut el tupeu? Hopa, altul! Că du-te, măi, că scurtă-te armele, mă! Bă, dar toți băncăgiți vin pe mine. Ce le-am făcut eu, mă? Ce, sunteți la ușă? Fii atent ce șmecheri să... Hop! Hop! S-a întâmplat ceva, domnul! Ha, 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 ha! Beau-o șpensia voastră! Da, ia că n-o murit ăla, mă! Stai, acum? Poc! Ucica și serie asta, te sperie, ți se face frică, inima ți se face mică. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Hova! În genunchi îl iau pe ăsta. Poc, 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 poc. Stai că trebuie să punem o armă mai serioasă, că după aia trebuie să fugim de aici. Și am terminat. Opa! Ce-ați pățit, băieții? Opa, că am întors și ușa. Bă, băieți, mă. Bă, voi nu v-ați descălțat când ați intrat în hot van, mă. Aia e problema, mă. Ați venit la mine pe cartier, plătiți. Ia, ia, o da jos coșul de gunoi. Că du-te-a, mă, măi, Zoli.
Stai așa că știu eu. Știu eu cum plecăm de aici, iată. Uite așa. Oh, nu, că a s-o picat înăuntru. Așa, asta, a treia. Asta era toti. Ia-ți arma în mână și hai să merem. Opa, 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 opa. Na, m-a pișcat. M-a pișcat. Cred că rămâne să ne luăm la revedere cum ar veni din fața spitalului. Doamnelor și domnilor, DJ Frățică, DJ la Cristi Tănase, vă mulțumește pentru atenție. Cred că data viitoare m-am gândit, poate jucăm un Fortnite. Să vedem, cine știe. Scrieți în comentarii dacă vreți să jucăm Fortnite. Scrieți și dacă nu vreți. Tăties cum trebuie. Am încercat să instalez modul cu trabantul, destul de greuț ăla, bă, și așa de rău mere mașina aia, am văzut pe net. Nu știu dacă se merită, dar poate într-o zi facem și mișcarea aia. Mulțumim de atențiune, DJ Frățică părăsește incinta, suntem la Hot Von în la spital, am fost neopansatanti, suntem bine, mersi, sănătoși. Iată un șpiț în vată la ăsta și un șpiț în vată la doamna, opa, nu, la cealaltă, îi dau un șpiț în vată și am plecat. O, la revedere plăcută! Serus toc, ciao les. Oh, și stai, ca să nu plecăm cinstit. Uite, face mișcarea asta. Ha! Hai, Cristi Tănase! Bine, bulan, rachetă, centrare la cap. Ia cum s-a aruncat, așa, fain, direct. Ce băi, ce plonjon, ce băiat. Serus toc, ciao.